Candidații Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare au fost primiți cu entuziasm sâmbătă la Strehaia. Au stat de vorbă cu cetățenii care și-au arătat îngrijorarea față de restricțiile impuse de PNL. Oamenii spun că își doresc să fie în siguranță, dar este nevoie de măsuri cu impact în răspândirea virusului, nu restricții care să le dea viața peste cap. PSD Mehedinți, prin planul de guvernare prezentat pentru perioada 2021-2024, vine cu soluții concrete pentru a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor românilor. Candidații PSD Mehedinți la alegerile parlamentare din 6 decembrie au fost sâmbătă în piața din Strehaia. Aici au stat de vorbă cu oamenii, le-au ascultat nevoile și le-au prezentat soluțiile din programul de guvernare al Partidului Social Democrat. Liviu Mazilu, candidatul PSD Mehedinți la Camera Senatului, a dovedit în ultimii 4 ani un interes deosebit în rezolvarea problemelor județului nostru. Am fost astăzi în Strehaia, unde am găsit aceiași oameni minunați, aceiași oameni apropiați de valorile PSD, aceiași oameni interesați de ceea ce se întâmplă cu soarta lor, oameni care sunt interesați chiar de această campanie electorală pe timp de pandemie și spre marea mea satisfacție am văzut că oamenii susțin în continuare Partidul Social Democrat. Mai mult decât atât, am trecut prin piață unde am văzut producători locali din comunele din jurul Strehaiei care sunt extrem de îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu produsele lor. L-am explicat tuturor că Partidul Social Democrat susține promovarea produselor românești și pentru că sunt cele mai sănătoase și pentru faptul că sunt rodul muncii oamenilor simpli, oamenilor care au asigurat traiul acestui popor de-a lungul mileniilor. Locuitorii din Strehaia susțin candidații PSD Mehedinți în data de 6 decembrie la alegerile parlamentare, deoarece consideră că în ultimul an țara a făcut pași serioși înapoi. Susțin Partidul Social Democrat pentru că a făcut ceva pentru oameni. În orașul Strehaia s-au făcut multe realizări. Parcări, spital, dispensar, s-au creat locuri de muncă la oameni. Situația s-a schimbat în totalitate. Sunteți dezamăgit de actuala guvernare? Sunt foarte dezamăgit de actuala guvernare. Au mărit pensiile bătrânilor cu 14% și inflația 30%. Deci au mărit prețurile cu peste 30% și inflația este dusă la maxim. Doriți schimbarea? Doresc marea și adevărata schimbare. Aș vrea să ieșim toți la vot acum, așa să-i dăm jos pe ăștia la PNL, că nu se poate. Ăștia ne-au mâncat de tot în 11 luni. Nu știu, 20-30 de miliarde cât au cheltuit până acum. Pe ce? Banii pe handicap nu-i dă. De ce nu-i dă banii? Uite, sunteți să luăm medicamente, să luăm mâncare, n-avem cu ce. Asta se vede partidul ăsta PNL. Ne-a terminat de tot și ne va termina. Partidul Social Democrat a dovedit că știe cum să guverneze în folosul oamenilor și că poate contribui la creșterea nivelului de trai al tuturor românilor. Echipa PSD Mehedinți a contribuit la dezvoltarea comunităților locale prin atragerea de investiții ample în domeniile care dau siguranța unui trai mai bun.